Și totalul la acest video a fost de... Tobele, vă rog! Salutare și bine v-am regăsit la cel mai scump episod pe care l-am făcut eu vreodată. Mai exact, astăzi o să fac cumpăr tot ce îmi spune AI-ul, adică inteligența artificială. Mai exact, toată lumea știe de acele aplicații în care pui niște întrebări și ți se răspunde. Iar astăzi o să pun niște întrebări astfel încât să-mi răspundă ce să cumpăr. Înainte să înceapă acest video, apăsați butonul de like și dacă strângem 10.000 de like-uri la acest video, o să facem următorul episod ceva și mai scump și mai nebun, așa că astăzi o să dau faliment rău de tot. Și bineînțeles, apăsați butonul de like, abonați-vă, activați neapărat clopoțul pericelul ca să primiți notificare de fiecare dată când postăm, pentru că revenim în forță. Ok, fără alte discuții, să trecem direct la primul lucru pe care să îl spargem. Aoleu, îmi fac cruce deja. Așa că aceasta este aplicația. Hai să-i spunem un bună prima oară. Pac. Și ne-a răspuns: bună, ce mai faci astăzi? Bine, tu? Ia să vedem cine răspunde. Pac. Mulțumesc și eu sunt bine. Ce planuri ai pentru astăzi? E, acum vine partea interesantă. Ce planuri să-i spun? Bun. Pac, i-am trimis. Vreau să cumpăr ceva. Ce anume vrei să cumperi? Poți să-mi spui mai multe detalii despre produsul pe care îl cauți. Hai să vedem. O cameră de filmat de acțiune aș vrea. Să vedem ce cameră de filmat. Super, o cameră de filmat de acțiune este o alegere excelentă. Ai vreo marcă sau care se specifică în minte? Care e cea mai bună? Ok, văd că mi-a dat. Există mai multe mărci bune de camere de filmat de acțiune, cum ar fi GoPro, DJI și Sony. Recomand să consulți recenzii. Ok, prima e GoPro. Ok, să vedem ce ne spune. Cel mai nou model GoPro este GoPro Hero 10 Black, are o calitate video și o performanță îmbunătățită față de modelele anterioare. Eu știu că a apărut și GoPro Hero 11, dacă nu mă înșel. Ok, m-am documentat și din câte am văzut este Hero 11 cel mai nou. Ok, o să trebuiască să mergem să luăm GoPro Hero 11, că am căutat. Cred că ăștia de la Snapchat nu au făcut update cu AI-ul și nu sunt la zi cu toate update-urile. Hai să mergem să-l cumpărăm, că ăla nu știu cât costă. Vedem atunci, mă întorc. Așa că am ajuns acasă și urmează, știți ce urmează? Un mega unboxing acum. Avem un GoPro. Mamă, până și hârtia asta scrie GoPro. Mai exact, ăsta este un GoPro Hero 11 Black Creator Edition. Mai exact, mi-am ales un pachet, un kit pentru creatori. Având în vedere că dacă îl iei doar GoPro, nu poți să-l ții în mână. Îți trebuie un trepied și alte chestii. După cum vedeți, pe față are o lumină, are microfon, are un trepied care te ajută să comunici, ca să zic așa, cu GoPro direct mai bine, astfel încât să îl conectezi la GoPro și să faci comenzile, să-i dai record, poți să-l... Argentuță, poșetuță, păi doar voi, fetelor, să aveți poșetă. Ia uite, băieții credeți că nu pot să aibă și ei poșetă? Ba da, cum să nu aibă poșetă și băieții? Ia uite ce frumos se desface și bam! Wow! Doamne, ce-mi place mirosul când e ceva nou. Mamă, ce fel arată, bă, băiatul! Aici o grămadă de cărticele și ăsta e kit-ul. Ia uitați-l! Ăsta este trepiedul acela. Dar e greuț, bă! Mă așteptam să fie puțin mai ușurel, dar e greuț. Ia uite, pac. Și are diferite butoane aici care să nu te mai trebuiască tu să te chinui în momentul în care dai drumul să filmezi. Foarte mișto. Ok, nu are rost să-l pornesc acum. O să vedeți pe viitor diferite vloguri cu GoPro acesta superb. Foarte tare. O alegere genială AI, inteligența artificială, mi se pare foarte mișto. Să zicem, spor la vloguri cu nebunile astea. De-abia aștept să-l testez, de-abia aștept să mă joc cu trepiedul ăsta. Și practic din ăsta se face și așa. Bam, bam, ia uite, și îl pui și stă. Senzațional. Ok, acestea fiind spuse, am mai făcut o daună totală. Hai să vedem ce ne mai pune să mai cumpărăm AI-ul. Vă rog din suflet, dați like la video ăsta și distribuiți la toți prietenii să le arătați, băi, uite ce daună totală a făcut nebunul ăsta de Florentin. Vă iubesc. Hai să vedem ce mai cumpărăm, că știu că vă place când sufăr la portofel. Așa că am revenit cu AI-ul nostru. Aș dori un telefon nou pe Android. Să vedem, că asta aș vrea eu să iau. Ce recomanzi? Pac! Să vedem ce ne spune. Pe Android recomand Samsung Galaxy 21, văd că se spune. Ok,
Știu că a apăruse un nou telefon Samsung Galaxy, cel mai nou este Samsung Galaxy S21. Din câte observ în continuare, AI-ul ăsta e puțin dat peste cap din cauza faptului că nu este updatat. M-am uitat și într-adevăr a apărut Samsung Galaxy S23 Ultra. Știi că a apărut S23 Ultra? Să vezi că zici, spune că habar n-are. Da, am auzit despre Samsung Galaxy, este un telefon nou și puternic pe platforma Android, are specificații considerate pentru experiență. Păi vreau asta, de ce mi-ai dat din prima oară asta? Vreau ăsta. Se vede. Este o alegere excelentă. Vei avea parte de o experiență credibilă cu acest nou telefon și puternic. Păi asta aveam. Mergem și luăm Samsung Galaxy S23 Ultra. Haide, capul meu. Și a venit momentul mult așteptat. Și hai să-l ascultăm pe AI pentru că am cumpărat, încă o daună totală, Samsung Galaxy S23 Ultra. Nou-nouț, cei de la magazin mi-au zis că trebuie mai întâi să-l deschidă ca să vadă că este culoarea respectivă și tot ce este necesar. Așa că na, a trebuit să-l deschidă. Cu toate că n-aș fi vrut, dar asta e. Ok, pal, Samsung, tan 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 tan, ia uite-l. Și l-am luat pe culoarea lavandă. Ia uite-l. Bă, dar nu-ți dă nimic la el în încărcător? N-are încărcător? Tată, așa puțin să văd dacă n-are încărcător la el. Nu cred. E din ăsta în care trebuie... Da, mă, că unele telefoane acum trebuie să cumpere încărcător separat. Da, bine că am de încărcătoare de la Samsung. A, uite, mă, că îți dă, mă. Îți dă doar cablu. Vă că îți dă la el cheiță și cablu. Ok, măcar îți dă cablu. Alea, acumulatoarele le găsești. Și ia uite-l. Pam, 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 pam. Ăsta-i telefonul. Bă, ce spate are. Moment de satisfacție, ia uite. Mi-a dat mare daună cu telefonul ăsta. Cu toate că scrie și voi în comentarii ce părere aveți despre noul Samsung Galaxy S23 Ultra. Hai să vedem ce ne mai pune AI-ul să mai cumpărăm, că video ăsta o să fie cel mai scump video pe care l-am făcut eu vreodată. Așa că un mare like neapărat la video ăsta. Dați like și abonați-vă ca să... Haide, capul meu. Așa că am revenit. Următorul lucru pe care mi-l doresc eu e ceva de bucătărie. Ce-mi doresc este un espresor de cafea. Pe mine cafea nu prea mă face să fiu energic. Pur și simplu îmi place de gust, așa că beau de gust. Hai să vedem ce nebunie ne recomandă nouă AI-ul pentru cafea. Espresor de cafea. Ce recomanzi? Pac, hai să vedem cine recomandă. Că stare curios. Dacă îți dorești un espresor de cafea, îți recomand să arunci o privire la espresorul De'Longhi Magnifica S. Este un espresor automat cu funcții avansate. Ok, am auzit și eu de ăștia de la De'Longhi. Ok, m-am interesat puțin. Ăsta de la De'Longhi mi se pare chiar foarte fain, destul de scump, dacă mă întrebați pe mine, față de un espresor normal de cafea. Am văzut că are mai multe sortimente. A venit momentul. În spatele meu am acest Nespresso și a costat 1300 de lei. Deci mai adăugați încă un calcul. Bun. O să vreau să fac repede un unboxing, să vedeți despre ce este vorba. Este un Nespresso de cafea. Eu beau cafele, mi-am luat aici și diferite sortimente de siropuri. Pe astea le beau foarte mult, îmi plac, sunt dulci, diferite arome. Unboxing de milioane. Și apropo, vreau să vă zic că tot ce vedeți pe video-ul ăsta, nu fac reclamă la absolut nimic. Tot ce am cumpărat este strict în banii. Nu am primit nimic gratis. Nu am primit nicio reducere, nimic. Deci v-am zis că o să fiu falit. Mamă, ce fel se deschide! Pam, 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 haideți repede direct. Și ala e. Vai de capul meu, zici că e espresso de la de cafea de la magazine. Ia uite ce fain arată. Mamă. Mamă. A, și asta e fain când poți să pui lapte, real. Fiți atenți ce am mai primit. Acum, asta, chestia asta este what else. Am primit și capsule. Mamă, ce fain arată astea. Fiți atenți ce arome fain are. Urma de arome, nu pot să le citesc pe toate. Puteți să puneți voi pauză și le citiți pe absolut toate. Deci e mișto că cu acest espresor vin și diferite arome de capsule. Și toate culori diferite. Tu vezi cât de fain arată. Următoarea achiziție pe care o să o facem este ceva ce am nevoie, mai exact de un calculator nou. Hai să vedem ce calculator îmi recomandă. Ok, hai să vedem. Eu mi-aș dori un calculator să nu fie... Cred că tot pe... Mi-aș dori un calculator tot pe iOS. Să vedem. Aș dori un calculator nou pe iOS. Ia să vedem. Ce ne dă? Un calculator pe iOS, îți recomand să optezi pentru un MacBook sau un iMac.
Acestea sunt dispozitive de înaltă calitate. Ok, MacBook am, dar iMac nu am avut niciodată și mi se pare destul de scump ăsta, că te cam are de la buzunar dacă mă întrebați pe mine, sincer. Ok, ce iMac recomanzi? Să vedem acum, depinde și de preț. Un iMac îți recomand să arunci o privire la iMac-ul de 27 de inch cu ecran retina 5K. Acest model îți oferă o rezoluție incredibilă. Ok, de 27 de inch, cred că ăsta e, nu? Ok. Așa că știți ce avem de făcut? Mergem și luăm iMac. Mamă, inima și viața mea, hai să vedem cum arată. Ia uite așa vine! Ai de capul meu, bă, e gigantic, mă! Ia uitați-l! A costat numai puțin de... 9.000 de lei! Mamă, că la cutia! Ia uite! Ta-ta-ta-tan! Îl pun aici și dau folia jos. Ah, satisfacție! Ia uite! Mamă! Nou, nouț! Cât de frumos e! Stai să vedeți culoarea pe spate. Ia! Ia uite! Stai care și pe spate! Ia uite! Și pe spate, ia. Satisfacție! E mai mult roșu decât roz. Da, știu. Aia am zis și eu. Și mai are și aici. Ia. Dăm totul! Nu iertăm nimic! Și... la celălalt probabil sunt accesoriile înăuntru. Dar ăsta mi se pare superb. Daună totală, mă doare buzunarul. Așa că am revenit, de multe ori mai simt nevoia și eu de relaxare și cred că o să vreau să îmi cumpăr, bă, nu știu ce consolă de jocuri, că faza e că tot mă gândeam, nu știam ce să îmi cumpăr, Xbox sau PlayStation 5 și chestii de genul acesta și nu știu exact ce să-mi iau. Așa că hai să întrebăm pe AI ce consolă de jocuri este mai ok. Bun, aș dori să mă joc. Ce recomanzi? Fortnite, Minecraft, Among Us, ok. Pe ce pot juca aceste jocuri? Că mi-a recomandat Foren să joc și chestii de genul acesta. Pot juca pe jocuri pe un iMac folosind Mac OS. Păi, nu vreau iMac, am cumpărat deja iMac. Ce consolă recomanzi? Să vedem ce consolă. Ok, îți recomand să arunci o privire la PlayStation 5 sau Xbox Series X. Ok, deci prima opțiune a dat PlayStation 5. Să vedem dacă recunoaște. Este o consolă excelentă cu grafică și performanță impresionante, are o bibliotecă bogată de jocuri și funcții, cum ar fi controlul DualSense, care oferă o experiență de joc captivantă. Ok, mă duc să cumpăr PS5. Tata, așa vreau să fac o chestie faină. Să te distrezi cu noul tău PlayStation. Îmi dai tu bani de el? Eu nu am. Îmi pare, dar nu pot oferi bani pentru achiziționarea unui PlayStation 5, poți căuta oferte. Dar vreau să-mi dai tu, nebunaticule. Să-mi dai tu, nebunaticule. Leu, mau, nebunaticule, îi scriu așa. Să vedem ce zice. Îmi pare, dar nu pot să-ți ofer bani. Păi ei mi-ai spus o dată asta. Du-te și, du-te și muncește și dă-mi bani de PlayStation 5. Ia să vedem ce scrie. Că sunt tare curios. Îmi pare că dacă te-am dezamăgit, dar nu poți să-ți oferi bani. Dacă vrei să economisești bani pentru PlayStation 5, poți să încerca să găsești un loc de muncă sau să cauți modalități de a-ți crești de veniturile. Tu ești sugar daddy-ul meu. Sugar daddy-ul meu. Trebuia cratima acolo, dar e ok. Aha, înțeleg gluma, dar nu poți fi sugar daddy-ul tău. Sunt aici doar să te ajut cu întrebări. Bă, ești nebun la cap, nu cred. Cât de șmecher este. Haideți, mergem și luăm acum PlayStation 5, că vai de cap, nu, nici asta nu l-am avut absolut niciodată. Ok, momentul mult așteptat de mine, de mult. O chestie pe care mi-am dorit-o toată viața mea. PlayStation 5! Sublim! Impecabil! Nu mă așteptam să-mi cumpăr chestia asta, pentru că v-am zis de foarte mult timp, îmi doresc.
cred că când eram copil, când mă jucam pe jocurile alea pe televizor, care erau cu casete, dacă țineți minte, o să vă las exact aici o poză cu ce aveam eu atunci, aveam o grămadă de casete, Super Mario, ceva țestoasele ninja. Dar dacă îți dorești cu adevărat și lupți și muncești pentru ceea ce îți dorești și crezi în tine și ai încredere în tine, într-adevăr reușești să-ți ia acel lucru. Fie cât de mic e el, chestia asta pe mine mă face foarte fericit, pe mine nu-mi trebuie milioane de euro, o chestie micuță care te face să te simți bine contează mai mult decât orice în lumea asta. Să fii tu fericit, aia contează și atâta timp cât ești fericit, nimic nu mai contează. Așa că îl montăm și hai să ne jucăm, să ne simțim bine. Așa că am revenit după mult timp de cheltuială și totalul la acest video a fost de... Tobele, vă rog, atât. Nu știu exact, vedeți exact aici cât am cheltuit. Mi se pare o sumă foarte mare. Niciodată în viața mea nu am cheltuit atâta pentru un video. Mamă, pentru voi am făcut, ai de capul meu. Așa că dacă vă este milă de mine și de buzunarul meu, dați like la acest video. Și ca să vă zic o chestie, dacă vă doriți ceva cu adevărat, o să vi se îndeplinească atâta timp cât aveți încredere în voi și să fiți fericiți. Asta contează cel mai mult în viață. Repet și o să o spun de fiecare dată, lucrurile mărunte în viață te fac cel mai fericit. Fiți voi înșivă, distrați-vă și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari, cea mai tare trupă și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!